un puternic incendiu a mistuit astăzi un bar deschis într-o comună lângă Arad. Flăcările înalte de câțiva metri s-au extins. Urmărim, doamnelor și domnilor, imagini în direct din fața sediului DNA, acolo unde s-au adunat mai multe persoane pentru a protesta. Îl vedem în imagini pe jurnalistul Mălin Bot. Se pare că a fost o încăierare între el și jandarmi, sau invers, între jandarmi și Mălin Bot. Cert e că jurnalistul acuză acum oamenii legii că îl împiedică să-și exercite profesia și acuza faptul că secretarea lui Liviu Dragnea le-ar fi dat acest ordin. Colega mea, Diana Bonă, se află acolo și ne spune mai multe. Diana, bună seara! Ce se întâmplă mai exact și de la ce a pornit tot scandalul? Bun găsit! Încă din urmă cu o oră, mai mulți protestatari, undeva la 40 de protestatari, au ajuns aici în fața sediului Direcției Naționale Anticorupție, spun ei, pentru a cere
revocarea Laurei Codruța Cioveși. Cei drept nu am auzit din gurile lor un motiv clar. De asemenea, am văzut cu toții că în urmă cu puțin timp, în fața Direcției Naționale Anticorupție, a ajuns și Mălină Bot. Cei drept, el a vrut să se apropie de grupul de protestatari, iar jandarmii în acel moment au intervenit. Au spus că integritatea sa corporală este pusă în pericol dacă se apropie de protestatari. Cum era de așteptat, acesta s-a opus jandarmilor. A fost cei drept, se pare, bruscat pentru că haina lui este ruptă. Ne-a arătat tuturor că a fost efectiv spintecat materialul. Mai mult decât atât, vă pot spune că în momentul de față este încercuit de jandarmi, nu este lăsată să traverseze pe partea cu protestatarii. În momentul în care acesta a ajuns, este lepne de înțeles și faptul că protestatarii foarte vocali au început să fuidulie. I-am auzit fluierând, i-am auzit fiind foarte vocali, cu toate că sunt în număr destul de mic. Bună, Diana, auzim niște că oamenii pe fundal scandează. Ce spun ei mai exact? Spună DNA să vină să vă ia, asta spună, și de asemenea îi cer Laurei Codruța Cioveși să plece de la șefia Direcției Naționale Anticorupție. De asemenea, i-am auzit nemulțumiți fiind și de activitatea președintelui României, spun ei că nu îl văd foarte implicat în activitatea politică de aici din țară. Diana, îți mulțumesc deocamdată, vom reveni la tine pentru mai multe informații, să ascultăm în continuare ce se întâmplă acolo în fața sediului DNA. Ați încercat să treceți printre noi doi cu forța sau nu? Am încercat să trec alături aici de ceilalți jurnaliști, da? Este dreptul meu să fiu alături de ceilalți jurnaliști. Printre mine și colegul meu? Cu forța, normal, da, dumneavoastră m-ați tras de haide și mi-ați rupt. Păi stați da? Puțin că sunt filmări. Da, foarte bine că sunt filmări. Deci ați încercat cu forța să treceți peste noi? Vă rog să respectați o limită minimă. Dar dumneavoastră ce nu respectați o limită? Pentru că eu v-am explicat niște măsuri de siguranță dumneavoastră. De când îmi interzice mie capitanul Popescu de la jandarmerie să-mi exercit profesia? Nu mă cheamă Popescu, dar aveți astfel de atribuții? Din discuția noastră că mă cheamă Popescu? Aveți astfel de atribuții? Să-mi interziceți mie să-mi practic profesia? Da, pe legea 60, toate măsurile de siguranță trebuie luate pentru toți participanții la adunarea publică. Unde scrie că jandarmeria hotărăște cine e ziarist și cine nu e ziarist? Nu asta, în legea 60. A, nu scrie în lege. Păi și atunci cum vă permiteți? Cum vă permiteți să-mi interziceți mie să-mi exercit profesia? Dar nu vă interziceți nimeni profesia. Păi asta ați făcut. Și ați rupt hainele de pe mine pentru că eu am vrut să-mi exercit profesia. Nu sunteți primul abuz pe care îl fac. Nu este primul abuz pe care îl fac. Ați comis un abuz din discuția asta, nu? Nu, pentru că eu am stat în strada Am pe acest trotuar. Am foarte multe abuzuri, asta este adevărat. Suntem pe acest trotuar de lângă DNA. Bine, să-mi spuneți. Între grupul de jurnaliști și protestatarii de acolo, de la protestul ilegal, este o stradă întreagă, nu se punea niciun pericol siguranța nimănui. Dumneavoastră ați avut ordin să-mi interziceți mie să-mi exercit profesia și ați comis un abuz în momentul în care ați tras de mine, în momentul în care mi-ați rupt hainele de pe mine, în momentul în care m-ați împins să noi trecăm cu forța prin mine și colegul. Da, pentru că e dreptul meu, eu mă lupt. E dreptul dumneavoastră eu să împingi jandarmii? Eu mă lupt cu oricine pentru dreptul meu de a-mi exercita profesia. Adică dumneavoastră aveți drepturi să împingi jandarmii? Eu mă lupt pentru dreptul meu de a-mi exercita profesia. Eu mă lupt pentru dreptul meu. Ce forță împotriva jandarmeriei? Eu mă lupt pentru dreptul meu. Dacă nu mai suntem în democrație. Este și obligația noastră să respectați legea. Este foarte simplu. Este foarte simplu. Aveți un drept, aveți și obligație. În seara asta îmi pare rău, dar nu ți-ai nimerit. Cine te susține, vrei, e sigur. Vă rog frumos, mergeți, vă rog frumos de aici. Dacă cum nu o să te lase să te duci acolo? Vă rog frumos de aici, nu-i
câștigați, da? Așadar, imagini în direct de la sediul Direcției Naționale Anticorupție, doamnelor și domnilor, acolo unde mai mulți oameni s-au adunat în această seară să protesteze. În jur, în urmă cu aproximativ o oră, s-au adunat în jur de 40 de persoane. E și un scandal în desfășurare. L-am văzut pe jurnalistul Mălin Bot discutând aprins cu jandarmii. Se pare că Mălin a vrut să ajungă la grupul de protestatari, dar a fost împiedicat de jandarmi și acuză acum pe aceștia că îl împiedică să-și exercite profesia. Urmărim ce se întâmplă acolo în fața sediului Direcției Naționale Anticorupție, după ce am văzut ieri a fost un protest și în fața Palatului Cotroceni, un protest inedit cu portocale. Participau ieri parlamentarul Liviu Pleșoianu, dar și fostul ofițer SRI Dragomir. În jur de 100 de persoane au fost ieri în fața Palatului Cotroceni, nemulțumite de atitudinea președintelui față de scandalul din Direcția Națională Anticorupție. Am auzit oamenii scandează în această seară în fața sediului acolo, DNA să vină să vă ia, în același timp cer ca Laura Codruța Chioveși să plece de la șefia Direcției Naționale Anticorupție. Ne spunea colega mea Diana Bone, care e prezentă acolo, că nu a întâlnit însă nici măcar o persoană care să aibă un motiv clar pentru dolanțele prezentate acolo. Hai,